De aproape 4 ani de zile, sub PSD, atât la nivel național cât și la nivel local, nu s-a demarat niciun proiect important de investiții. În anul 2012, tot PSD se înghesuia să taie panglici la proiecte finalizate pentru care nu avusese nici cel mai mic merit. Mai mult, începând din vara anului 2012, majoritatea proiectelor aflate în faze avansate de execuție au fost blocate pentru că noua putere a schimbat destinația banilor, de la investiții către clientela de partid și finanțarea campaniei electorale a PSD, a afirmat deputatul Ioan Balan. Liderul liberal a adăugat că Victor Ponta și reprezentanții lui în teritoriu nu au mai tăiat panglici pentru că nu mai au la ce să taie. Nu au construit nimic, nu au demarat niciun proiect, nu au finalizat nici proiectele aproape finalizate sau, dacă au făcut-o, au făcut-o prost, cum e situația autostrăzii Sibiu-Orăștie. În urma PSD rămân cu siguranță proiecte blocate, șantiere abandonate și pline de rugină sau lucrări care se vor dărâma imediat ce vor pleca de la guvernare, a spus Ioan Balan. Potrivit deputatului liberal, incompetența PSD la guvernare și în administrația publică locală se vede cel mai bine în Suceava, acolo unde în anul 2012, împreună cu Gheorghe Flutur, au lăsat la cheie mai multe proiecte extrem de folositoare pentru cetățeni, pe care nici guvernul Ponta și nici autoritățile locale nu au fost în stare să le finalizeze, menționând șoseaua de centură și zona cargo a aeroportului internațional. Poate să mintă Victor Ponta de dimineața și până seara că economia duduie și scoate fum, că românii sunt copleșiți de bunăstare, căci zona Suceava, Botoșani, Bacău, Vaslui, tot cea mai săracă regiune din Europa rămâne. Locurile de muncă sunt cele mai puține din țară și în scădere, salariile sunt cele mai mici, iar viața la fel de scumpă ca în toată țara. Din 2012 și până astăzi, picior de investitor nu a mai călcat prin nord-estul României, iar investițiile publice sunt moarte de când a venit PSD la guvernare. Din fondurile europene nerambursabile, în special cele pentru coeziune economică și socială, nu a ajuns niciun euro pe la noi, a mai spus vicepreședintele regional al PNL.